Deci, filmul ăsta a fost unul dintre cele mai grele filme de vorbit fără spoilere, de făcut o recenzie fără spoilere. Unul dintre din top 5 cele mai grele. Acum, hai să vorbim, atenție, spoilere, hai să spun eu, cel puțin, și voi în comentarii și să dezbatem toți noi între noi ce ne-a plăcut, ce a fost epic, ce a fost ușor ciudat. Ajungem imediat. Hai să o luăm cu începutul, shall we? O să pun și recenzia aia fără spoilere în descriere. Acolo am încercat să fiu cât mai vag, cât să nici măcar să nu, să încerc să nici măcar să nu influențez pe nimeni cu părerea mea personală. Acum hai să dăm totul afară. Și anume, dacă e să o luăm așa, cu absolut cu începutul, Infinity War a făcut o chestie din care foarte greu puteau să-și revină, nu că foarte greu puteau să-și revină, dar aveau foarte puține opțiuni de remediat ce au făcut ca și punct culminant. Tot Infinity War putem să-l luăm ca un punct culminant. Și au riscat mult acolo, au fost foarte curajoși, originali, au pus totul pe Infinity War, să zicem așa. Și atunci Endgame să faci un deznodământ din ăla, din după Infinity War, și cu atâtea personaje, foarte multe, și după atâția ani, era cam singura opțiune să facă o chestie, după părerea mea, adică și eu aș fi gândit-o la fel, speram la ceva mai mult decât un time machine. Time machine. Using this time machine. O mașină a timpului întors în trecut. Am văzut prea mult Family Guy. În Family Guy, în momentul ăla, când zice Ant-Man că e vorba despre o mașină a timpului, mă rog, sau până la urmă decid ei că da, e o mașină a timpului. În momentul ăla l-am auzit pe Stewie făcând ceva de genul "All right, fine, I guess we're doing this." Nu pot să zic că a fost clișeu. A fost cam singura chestie și a fost o alegere bună, pentru că asta a însemnat recapitularea, a însemnat hai să mergem înapoi în trecut, în aproape toate filmele, momente destul de decisive și frumoase și emoționante, și au fost făcute cum trebuie chestiile alea cu întors în timp. Mi-au plăcut toate. Ajung imediat, pe măsură ce o luăm filmul de la început spre sfârșit, ajung și la chestiile care un pic puteau fi făcute mai, poate mai bine, poate mai scurte, unele mai lungite, unele alegeri ciudate și riscante. Ajungem imediat. Nu toate alegerile și riscurile astea pe care le-au luat, nu toate o să fie agreate de majoritate, adică o să fie unele chestii destul de împărțite, unele alegeri, unele personaje ce au făcut, unele personaje ce au făcut cu o direcție în care au luat-o și așa mai departe, o să fie destul de împărțite părerile, nu foarte diferite, adică nu o să fie Batman v Superman, unde unii l-au urât și unii l-au iubit, nu prea înțeleg pe cei care l-au iubit, dar asta-s eu. Începem, mi-a plăcut că începe la 20 și ceva de zile după evenimentele din Infinity War, după ce Thanos a făcut snap-ul, și mi-a plăcut tot primul act ăla până să ajungă 5 ani mai târziu. Mi-a plăcut cum au rezolvat, mi-a plăcut că a fost scurs și la obiect. Ușor grăbit, da, ți-a dat senzația de ușor grăbit, dar ce mai contează? Adică mai urmau încă 2 ore și jumate de film. Nu prea poți să zici că asta a fost super deranjant. Chiar mi-a plăcut. Când au ajuns 5 ani mai târziu, când au apărut cuvintele 5 ani mai târziu, eram ok, îmi place chestia asta. Eu cel puțin. Ok, bun, mi-a plăcut. Imediat scurs și la obiect, i-au tăiat mâna lui Thanos, tăia capul lui Thanos. Ok, ce se va întâmpla acum? Wow, opa, stai, continuăm. Lumea este încă înjumătățită. 5 ani mai târziu toată lumea e depresivă. Îmi place. Până, bineînțeles, Ant-Man este întors înapoi de un șobolan care apasă din greșeală pe niște butoane. Oh, ok, funny. Unele, da, majoritatea au fost funny. Majoritatea chestiilor care, nu știu, poate pe unii îi deranjează, mie mi s-au părut ok, mi s-au părut amuzante și nu exagerate, majoritatea. Bun, și ajunge Ant-Man, fac chestia cu Time Machine-ul, se gândesc, ok, hai să vedem dacă putem să ne întoarcem în timp. Da, se întorc în timp, merge chestia. Mi-a plăcut ritmul. Adică, deși câteodată au fost unele chestii un pic lungite, altele un pic prea scurte, altele mergeau mai emoționante, altele poate mai puțin, totuși ritmul a fost ok. Ușor inconstant, da, poate a adunat și asta la impactul de la sfârșit, care n-a fost de 10. Da, toate chestiile mici pe care o să le zic au adunat încât toate au făcut nota mea să fie undeva în jur de 9. O primă oprire
mare, majoră, un risc foarte mare până atunci este, sunt două. Unu, hai să începem cu unul mai micuț așa. Cum l-au făcut pe Hulk? Trebuie să-i adune pe toți ca să facă chestia cu întorsul în timp. Hulk, făcut Professor Hulk, făcut o combinație între Bruce Banner și Hulk, mi-a plăcut. Arată foarte bine din punct de vedere al CGI-ului. Parcă nu incredibil, dar ok, oricum, super bine. Totul e super bine. Sunt mici chestii care parcă arată ușor mai decât în Infinity War. Așa mi s-a părut de-a lungul, pe tot parcursul. Dar a fost ok, a fost oricum incredibil. Bun. Nu prea mi-a plăcut chestia asta cu Hulk, tot așa, foarte puțin la care adăugăm pentru sfârșitul filmului, pentru că aș fi vrut să văd o răzbunare. Toată lumea a vorbit despre, Hulk, ce s-a întâmplat cu Hulk, wow, ce o să facă Hulk în Endgame, mamă, ce bătaie o să fie între Hulk și Thanos. N-a fost deloc. Nu pot să zic că m-a deranjat, dar în vedere la ce bătaie ajungem cu Thanos, ajungem imediat, dar au ratat o mică chestie, o adăugăm și pe asta acolo. Că Hulk a fost în primele Avengers, adică în toate Avengers până acum, el a avut ultimul cuvânt de spus, el a fost cel mai OP, cel mai overpower, cel mai puternic, el a rezolvat situația în ultima secundă, să zicem, nu neapărat că a salvat lumea, el singur sau ceva genul ăsta, dar el a avut parcă ultimul cuvânt de spus. A fost ok și trecerea asta, să zicem, mai ales ce se întâmplă, trecem peste. Și a doua oprire în acest punct al poveștii este la Thor. Multă lume o să fie divizată, poate cei mai mulți o să fie divizați cu privință la Thor, la personajul lui Thor, ce-au făcut cu el în Endgame. Mi-a plăcut și nu mi-a plăcut, adică am fost ușor dezamăgit de faptul că îl vedem pe tot parcursul beat și gras, aproape pe tot parcursul beat, dar pe tot parcursul gras. A fost amuzant, a fost mișto la început, eram sigur că atunci când se vor întoarce în trecut o să facă o chestie și e el din nou super sculptat și făcut pe calculator. Poate chiar îmi place, poate mă răzgândesc și chiar îmi place că l-au făcut pe Thor gras, ea lasă să nu mai... Da, ziceam așa din punctul de vedere al bărbaților. Dar nu, serios acum, mi-a plăcut și nu mi-a plăcut. Din punct de vedere al umorului, a fost foarte bun umorul cu el. Un pic lungită faza cu el fiind foarte depresiv tot timpul. Ok, am înțeles, se potrivește, mi-a plăcut, are de ce, se înțelege. Dar un pic prea mult și nerezolvată chiar așa cum ar trebui sau cum aș fi vrut sau cum au pus atât de mult accentul pe Thor, e depresiv, e nu știu cum, trebuie să treacă peste și până la urmă nu rezolvă incredibil, adică au avut celelalte momente mult mai emoționante și l-au cam uitat oarecum pe Thor, a fost doar comic relief-ul, a fost doar personajul amuzant pentru că era ca The Big Lebowski, pentru cine a văzut filmul The Big Lebowski, au și zis în film, a fost foarte amuzant. Dar cam atât, adică mi-a plăcut și nu mi-a plăcut. Unele aspecte da, unele aspecte... Mulți o să fie poate nervoși și o să îi enerveze destul de rău chestia asta cu Thor. Alții o să fie cam ca mine și alții o să zică a fost incredibil, mi-a plăcut super mult, a fost foarte amuzant, nu prea-mi pasă. Ok, bun, continuăm și următoarele opriri semnificative așa despre care aș putea să vorbesc ar fi faptul că un pic convenabil Thanos află prin Nebula, prin faptul că erau două Nebula și erau interconectate, nu știu ce, află de plan și nu... Ok, trebuiau să fac o chestie de genul ăsta pentru a înainta scenariul. Asta nu înseamnă că n-a fost ușor convenabil. Oricum, o chestie foarte, foarte, foarte mică e acest aspect. Apoi, momentul cu Hawkeye și Black Widow. Când toți se întorc în timp și vor să și adună pietrele pentru a reface mănușa. Hawkeye și Black Widow, momentul ăla a fost un pic, dar la ce vă așteptați? Adică aveți o idee de ce se va întâmpla? Sperați să nu fie chestia asta? Nu știu, a fost ușor, încă o dată, ușor convenabil că s-au împărțit exact așa, adică au trimis două personaje fără niciun fel de superputere pe Vormir, unde Thanos a plecat fără Fisa și a luat piatra sufletului și adică era una dintre cele mai puternice, să zicem, și trimis doi oameni fără superputeri, oameni normali, doar ei doi, ușor convenabil dacă stai să o analizezi. Dar iar altă mică chestie și nu pot să zic că m-a deranjat foarte mult moartea lui Black Widow. După părerea mea, ar fi putut să omoare mai multe personaje dacă făceau
emoționante dacă regizau, editau și filmau și aveau muzica mai bine decât au făcut-o. Adică toate momentele emoționante au fost ok, au fost emoționante, dar mai mult se bazau pe, cum am zis în recenzia fără spoilere, pe faptul că știm personajele astea de 11 ani. E ca o telenovelă, da? Mult spus. Dar zic așa, se bazau foarte mult pe chestia asta și atunci îi înțeleg și pe ei, pentru că până la urmă o dai în mai mult trist decât emoționant. E emoționant până la urmă, de exemplu, că a murit Tony și că a murit Black Widow și oricine ar fi murit. Era emoționant spre trist. Era ușor, rămâneai cu un gust amar oricum ar fi. Adică înțeleg și chestia asta și de ce au omorât așa de puțin. Sunt de acord că trebuiau să omoare pe cineva și să termine această construcție de 11 ani, mai ales a unor personaje foarte vechi și importante. Sunt de acord, dar tot am rămas cu un gust amar. Nu știu dacă aș fi rămas oricum cu un gust amar dacă era regizată și făcut în momentul mult mai bam să plângi în hohote. Probabil că era cam la fel. Eu doar spun aici, îmi dau cu părerea pur și simplu și analizez anumite chestii. Până la urmă, cred că n-au avut încotro. Cu toate astea, poate ar fi putut să facă scena măcar cu un impact, scenele emoționante mai emoționante prin regie, editare și filmare și muzică și nu știu ce, mai mult decât au făcut-o, că rămâneam oricum cu un gust amar, că te gândeai și avea un impact asupra ta și te gândeai zile întregi după la film și la scene, probabil că se întâmpla oricum, dar măcar era așa mai... știi? Și în rest, ce se întâmplă cu fiecare grup din ăsta de personaje în timpul în care s-au întors, a fost ok, a fost mișto făcut. Adică a fost momentul emoționant și destul de bine făcut cu Tony Stark și tatăl lui. O vede Captain America. Apropo, de ce au făcut atât de convenabil? Adică nu, încă o chestie foarte, 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 foarte mică. Faptul că exact unde erau personajele alea se întâlneau exact cu cineva din trecut cu care exact persoana aia trebuiau să se întâlnească. Captain America cu gagică-sa, Thor cu maică-sa, Tony Stark cu taică-su. Adică serios, toți erau exact în momentul ăla acolo, în același, nu știu. A fost mișto, a fost mișto, nu mă plâng. Nu sunt prea critic sau ceva, a fost doar așa o chestie mică pe care am observat-o. Ce ziceam apropo de asta cu explicațiile în recenzia fără spoilere? Da, au explicat foarte bine multe chestii, mă rog, cât se poate, cât s-au bazat un pic și pe elementul ăsta SF cu întors un timp și nu știu ce. Da, s-au bazat și pe asta și au dat niște explicații mai vagi. If you have a time machine, why not just go back and kill Austin Powers when he's sitting on the crapper or something? How about no? Dar măcar le-au răspuns și la altele le-au dat niște explicații mai complete, na, între ghilimele. Deci, au făcut-o bine. Dar uite, rămâne, de exemplu, Loki care pleacă cu Tesseractul. Bine, de fapt, Loki pleacă cu Tesseractul, dar ei după aia se întorc înapoi și mai în trecut și iau Tesseractul și după aia Captain America la sfârșit îl pune la loc. Deci, aia e ok. Chestia cu Loki că ia Tesseractul atunci, să zicem că se rezolvă oarecum, nu știu ce. Pot să fac acum cu Loki ceva prin scena aia, adică pot să fac un timeline cu ce s-a întâmplat cu Loki după ce a luat Tesseractul. Că tot vor să facă un serial cu Loki și cu Scarlet Witch sau... Parcă vreau ceva și cu Black Widow. Acum ce o să facă? O să arate... O să fie prequel și spin-off, dar prequel cu Black Widow? Mă rog. Dar ce se întâmplă cu ciocanul lui Thor? Că l-a luat din trecut. Adică Thor din trecut nu mai are ciocanul. N-a fost o chestie, nu a distrus total... N-a format, mai mult ca sigur n-a format altă linie temporală. Bun, se întorc, se trece destul de repede peste faptul că a murit Black Widow, dar mă rog, nu prea mai aveau nici timp foarte mult să zicem. Oricum, bun, trecem peste, au toate pietrele, reușește Hulk să bată din degete și totul revine la normal. Dar bineînțeles, Thanos a trecut cu ajutorul lui Nebula, a ajuns și el în prezentul ăsta, în universul ăsta și distruge, bineînțeles nu moare nimeni din faptul că toată clădirea explodează. Thanos mi s-a părut ușor mai evil, ușor mai personaj negativ, oarecum mai puțin înțelept, oarecum mai mult bazat pe eu sunt personajul negativ și vreau să omor lumea. Știu că l-am construit foarte bine în Infinity War, știu, dar a fost ușor diferit. Nu e același, știm că nu e același,
Dar chiar și la începutul lui Infinity War era mai înțelept, era mai așa, avea citate din astea cu echilibru și nu știu ce. Acum, ok, am înțeles că i s-a schimbat punctul de vedere, având în vedere ce a aflat și nu știu ce, a trecut mult mai repede de la, adică în loc să treacă treptat prin niște faze și să fie înțelept, a fost direct înțelept, adică, mă rog, a aflat niște chestii, s-a enervat oarecum și a zis, ok, omorâm pe toată lumea dacă n-am mers cum am avut eu planul inițial, hai să omorâm tot și fac eu un alt univers. Am înțeles și chestia asta, dar mi s-a părut ușor diferit. Și așa ajungem la unul dintre foarte multe momente epice care vor începe, care vor avea loc de acum încolo și nici nu știu cum să o iau cu primul. Hai să o luăm prin faptul că, virgulă, Captain America ridică fucking ciocanul. A fost, deci, mamă, nu-mi imaginez cum a fost în America sau, mă rog, undeva unde filmele astea sunt mult mai mari cu publicul decât în România și e public mult mai mult. Îmi imaginez cum a fost reacția în sală în momentul ăla. Cred că a fost ceva gen super asurzitor, o chestie de gen... Mama, aș fi vrut să văd momentul ăla, aș fi vrut, dar l-am simțit. Adică ăștia care am simțit bine momentul ăla, l-am simțit înăuntru nostru, a fost... Înainte să ajung la următoarele momente epice, mai zic o singură chestie. Au fost ușor, ce am zis și în recenția cu fără spoilere, a fost ușor inconstant, au fost puterile lor oarecum. Adică, ok, Captain America ridicând ciocanul, deși a fost incredibil de brusc, a fost mișto și uiți, să zicem, chestia aia, dar nu poate nimeni să zică că l-a deranjat sau că a fost așa, dar un pic acolo a fost brusc. Thanos care prinde ciocanele și Stormbreaker-ul și Mjolnir-ul le cam prinde în aer, le cam oprește, le cam îndreaptă spre Thor. Înțeleg că și Thor ținea de ciocan și atunci ăla doar apăsa, dar ușor ciudată chestia asta. Thor am înțeles că era slăbit, am înțeles că era foarte slăbit după 5 ani de băutură și nimic altceva. Hai să zicem că merge și se potrivește faptul că îi cam bate destul de ușor, fără pietre, că Thanos era fără nicio piatră, da? Au fost mult mai echilibrați, asta e clar. Dar mici chestii din astea pe tot parcursul au adunat la impactul de la sfârșit. Și acum să trecem la părțile absolut epice de nota 10, cum ar fi Captain America cu ciocanul versus Thanos. Deci momentul ăla de cât a durat, un minut, două, cât a durat lupta doar între ei doi, a fost the fucking shit. Deci, bă, epic as fucking fuck. A fost incredibil. Deci te gândeai, mamă, ok, Thanos se pricepe la lupta corp la corp, l-a bătut pe Hulk destul de ușor, atunci nu știu ce, adică are și skill de luptă corp la corp. Dar nu se compară cu Captain America. Și dacă îi dai lui Captain America un ciocan care poate să-i cam mute capul lui Thanos, păi da, e fucking game over. Adică mă așteptam să-l bată, să cace pe el pur și simplu. Mi-a plăcut că n-a fost atât de ușor, pentru că după aia aș fi zis că l-a bătut de Captain America pe Thanos, cam câtă putere are în mână față de Thanos, chiar cu ciocan cu tot. Mi-a plăcut și chestia asta. Mi-a plăcut că l-au făcut pe Thanos destul de greu de bătut, adică frate, cu atâția se bate în atâtea momente cu Captain Marvel și găsește o metodă să ia piatra puterii și să-i dea un pumn după ce n-a mers să dea cap în cap și n-a avut absolut niciun efect. Era Brie Larson, era gen... Ok. Au fost ușor. Chestii ușor, ce ziceam, de puteri oarecum inconstante. Scarlet Witch care îl pur și simplu îl omora pe Thanos. Dacă nu zicea el, dacă nu dădea ordinul ăla să tragă nava cu proiectile, nu știu ce, îl cam dezmembra. Eu nu zic că nu poate Scarlet Witch să facă asta, dar n-am prea văzut-o făcând chiar atât de mult, fiind atât de puternică până acum. Am zis, când am văzut-o venind și față în față cu Thanos, am zis, oh, you're fucked. Dar în același timp eram, dar mă rog, da, ok, înțeleg că poți să faci asta. Și a fost un fan service, adică a fost făcut pentru, multe chestii au fost făcute pentru fani, asta e clar, multe momente au fost făcute pentru fani. Dar un pic, apropo de momente făcute pentru fani, s-au pișat
pe ăștia de la DC, bă, s-au pișat de sus, cum ziceam noi că ăștia de la DC au cadrele alea panoramice, cum a fost în Aquaman și chiar și în Justice League un pic, mă rog. Cadre panoramice cu două armate imense care vin și vin una spre alta și mamă, o să fie un clash, o să fie să lovesc și nebunie, nu știu ce. Dacă stai să te gândești, în Aquaman a fost o imagine, câteva imagini, nu știu ce, și ei alergând unii spre alții. Dar după aia ce vezi? După aia vezi crocodilul ăla mâncând crabul, mai vezi două, trei chestii de-astea cu unii în fundal și mai vezi un pumn și o nu știu ce. Dar foarte scurt, foarte puțin arătat după ce se lovesc între ei. Nu mi-a rămas în cap ceva atât de epic cum a fost lupta asta, care și asta a fost cât de cât scurtă. Dar bă, ți-au arătat în mai multe locuri ce se întâmplă. Ți-au arătat pe Black Panther cum aleargă cu mănușa, pe Spider-Man cum aleargă cu mănușa și activează instant kill. Ok, pe Doctor Strange l-au cam... era prea puternic și i-au zis, ok, tu fă-te un dig acolo, blochează, fă-te un baraj acolo, că altfel s-ar înneca toți și nu știu ce. Încă o chestie ușor convenabilă, iar Doctor Strange, tu du-te și repară barajul ăla, oprește apa. Și apropo de Black Panther, când apar personajele, când Doctor Strange le aduce pe toate față în față cu Thanos, după ce rămâne doar Captain America, își leagă chestia aia la scut, da, breteaua, nu știu ce, și e gen terminat, adică era clar că o să piardă având în vedere ce a pățit, atunci începeam și eu să mă gândesc, bă, da, alea sunt vii acum, toate personajele celelalte au reapărut. Și exact când gândeam chestia asta, cred că un minut după, este momentul ăla când intră toate și cu muzica și cu Black Panther mergând așa, mersul lui, gen, nici măcar n-au folosit slow motion, cred. Cred că e pur și simplu mersul ăla de swagger, de gen, oh, it's okay now, I'm here. Wakanda forever! Bă, deci momentul ăla când apar toți și mersul ăla lui Black Panther și cum apar și muzica și toți venind și după aia cele două armate puse față în față și ce vorbeam de servici pentru, mă rog, special făcut pentru fani, Captain America, Avengers Assemble. Aș vedea filmul de 10 ori doar pentru partea aia. Deci după ce se întorc și au luat toate pietrele și le distruge Thanos sediu, aș vedea de 10 ori ce urmează după. Deci partea aia este cea mai revizionabilă, este unul dintre cele mai revizionabile momente dintr-un film, din filme, și aia primește nota 10. Acum, dacă tot am ajuns destul de departe, hai să trecem și peste o chestie, peste cea mai mare și emoționantă parte, și acum tricou acum are o semnătate mai mare, da? Captain Iron Man care moare a fost un sfârșit destul de bun, pentru că pe hârtie a fost bun. Pe hârtie a fost momentul de la început când zice că se odihnește, că asta e, a pierdut și nu a făcut tot ce a putut, dar acum e timpul să se odihnească, nu știu ce. Așa se termină toată povestea lui de pe 11 ani cu Pepper spunându-i că acum poți să te odihnești. Pe hârtie și pe ecran a fost emoționant, a fost trist spre trist, spre gust amar tot ce a urmat după aia, pentru că era gen, da, ok, mă așteptam la ceva de genul ăsta, dar acum că am primit-o, Toți sunt de părere că dacă era ușor mai lungită și mai făcută în slow motion și editare și muzică și nu știu ce, făcută în așa fel încât să fie, ar fi putut să fie și mai, dar a fost ok, a fost ok. Deci multe momente au fost ok, multe au fost epice as fuck. Altele au fost ușor deranjante, mai mult pentru unii, mai mult pentru alții. Tot ce am zis până acum și sunt multe alte chestii mai micuțe pe care n-am cum să le zic să fac ăsta de o oră. Dar cam aici ar fi oarecum împărțiți oamenii. Și înțeleg foarte bine și dacă sunt unii care dau 10 și zic că e filmul perfect pentru ei. Ok, e filmul perfect pentru ei. Poate e filmul perfect pentru ei acum. Poate nu o să mai fie peste un an, 2, 5. Și apropo de chestia cu Iron Man... ce a fost mai înainte a fost, mi s-a părut mai puternic și mai de impact,
Când zice Thanos din nou chestia aia cu I am inevitable, I am căcat, și el e and I am, and I am Iron Man. Ăla a fost mai șmecher decât ce a urmat după aia din punct de vedere al dramatismului, moartea lui și mormântarea și nu știu ce. A fost mai decât aia. A fost, și chiar și asta parcă a fost ușor grăbit. Mie îmi place chestia aia cu slow motion. Îmi place să se concentreze foarte mult pe un moment din ăsta care are potențialul să fie epic as fuck. Adică fă-l 100%. Omoară-i, urcă potențialul la maxim. Și am impresia că parcă nu fac chiar la maxim câteodată. Un 90, un 80%, un nu știu ce. Ăsta a fost apropiat de maxim. Restul au fost unele care puteau să fie, să te distrugă. Până să ajung la altă chestie destul de care m-a distrus un pic psihic, pe mine cel puțin, au fost momente, au fost și foarte multe momente amuzante și în luptă. Captain America făcând schimb de ciocanuri cu Thor, zicându-i că gen tulial pe ăsta mai mic. A fost foarte tare faza aia, adică a fost foarte scurt, dar foarte amuzant. Și au mai fost niște chestii mici și peste care au trecut foarte repede, care mie mi s-au părut printre cele mai amuzante. Cum ar fi când Ant-Man, când Hulk îl trimite pe Ant-Man să facă probe de, cu chestia cu întorsul în timp și îl întoarce pe el la vârste diferite. E o scenă când e a treia oară sau a doua oară când revine și e bebeluș. Îmi place că zice, e un bebeluș sau o chestie de genul ăsta și Hulk e... O să crească, he'll grow, nu, o să crească. A fost atât de amuzant, deci mi s-a părut atât de tare chestia asta, cu ce zice el super repede așa. Hulk cu scările, că too many stairs, prea multe scări, și așa a fost amuzant. Au fost chestii amuzante, Captain America luptându-se cu Captain America și cu acele replici între ei, nu știu ce. Chestia cu fundul, aia a fost ușor, poate, la limita spusă pentru public, știi, care te scoate un pic, dar încă o dată, nu foarte deranjant. Hawkeye are multe de făcut în filmul ăsta, având în vedere că n-apare deloc în Infinity War, era și cazul, are multe de făcut și e super badass ca Ronin. E făcut bine de tot, adică are multe chestii de făcut și le face mișto și acțiunea cu el e foarte, foarte bine regizată și coregrafiată. La fel cum sunt restul de scene în nebunia aia de la sfârșit cu Valkyrie pe calul burător care îl prinde pe Peter Parker care e agățat de Mjolnir cu mănușa și după aia ia Black Panther și îl prinde tipul cu puteri telekinetice, îl prinde cu pietre pe Black Panther și mamă, deci toată nebunia aia, ăsta Drax înjunghindu-l pe tipul ăla mare în spate, după aia lovit nu mai știu de cine și călcat de Ant-Man, strivit de... a fost... Așa ajungem la faza cu Captain America, el se întoarce în timp să pună pietrele la loc și, mă rog, pentru noi a durat 5 secunde, pentru noi, și pentru el el a rămas toată viața acolo, câți zeci de ani au fost. Și chestiile astea pe mine mă afectează, adică, pentru că nu pot să mă opresc din a mă gândi, bă, tu îți dai seama că ăla a trăit toată viața aici, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pe lângă faptul că a trăit un pic atunci și după ce s-a prăbușit, înainte să se prăbușească avionul, a stat în gheață, ok, aia nu mai punem că nu știe ce s-a întâmplat cât a stat în gheață, a trăit toate evenimentele de după ce a fost dezghețat, s-a întors în timp și a mai trăit încă zeci de ani, da? Mi se pare așa, când stai și te gândești la el întorcându-se în trecut, stând doar cu Peggy, ok, foarte mișto sfârșitul personajului lui, perfect, perfect sfârșitul ăsta, n-am nimic de spus. Mă gândesc doar că îți dai seama cum e pentru el să știe de fapt toate lucrurile astea și să se întoarcă în trecut și să stea singur, bine, cu ea, dar nu știu, chestiile astea după aceea se întoarce și îi dă scutul lui Falcon. De ce nu i-a dat lui Bucky? N-am înțeles. E mult mai în măsură Bucky. Adică e tot un super soldat, are o mână de fier. E mult mai în măsură să țină scutul. Dar mă rog, ok, bine. Ok, l-a dat lui Falcon. Ok. Na. Era mult mai în ton cu personajul lui să-i dea lui Bucky. Dar ok.
Și am înțeles de ce și lui Falcon, dar mă rog, ok. E, se întoarce, vorbește cu ei, mai stă un pic cu ei, că na, mai trăiește poate și el un an, doi, trei, nu știu, din nou aici, în timpul ăsta. Wow! Adică chestiile astea îmi fac creierul să-mi explodeze și tot și ăsta e înspre trist. Adică și asta are un impact la care te gândești, mamă, ăștia au făcut aia, au trecut așa, după aia au trecut prin aia, ăla a murit, aia a murit, ăla s-a întors, a stat 70 de ani acolo, acum să... Mamă, deci când te gândești la personaje, Thor se duce cu Guardians of the Galaxy, foarte amuzantă și scena aia de la sfârșit cu Star-Lord și replicile între ei, foarte amuzant. Dar ăla se duce gras fiind, se duce cu Guardians of the Galaxy în altă parte. Wow, adică e o trecere care îți lasă un impact. E imposibil să n-aibă un impact asupra ta, așa, deranjant. Oarecum un gust amar, oarecum cu zâmbetul pe buze, oarecum zâmbind și o lacrimă îți dă pe obraz. Se putea mult mai bine? Nu, mult mai bine. Se putea mai bine și ce am zis mai devreme cu potențial în unele locuri și unele chestii care se adună ușor mici, deranjante, care adună și fac să scadă nota? Da. În concluzie, le-a ieșit până la urmă. A fost super greu să facă concluzia asta după ce s-au pus singuri într-o dificultate cu Infinity War. Au avut niște alegeri cel puțin ciudate și curajoase. Thor, moarte, etc, Thanos, mai așa, torți un timp, nu știu ce, alegeri ciudate și curajoase, dar până la urmă au făcut whatever it takes. A fost o concluzie la 11 ani și 22 de filme, parcă, în MCU, în era asta, deocamdată, destul de bună. Destul de bun, adică mulțumitor și chiar bun, pentru unii foarte bun, deci ce mai vreți. Până data viitoare, nu știu ce să facem de acum încolo, ba da, sunt filme, nu, asta e frumusețea filmelor. O să se tot facă, asta dacă nu o să fie cineva, un Thanos care, oh, Doamne ferește, înjumătățește populația și atunci și asta ar fi prima mea problemă, dacă aș trăi. Nu mai face nimeni filme? Adică aș fi mai depresiv decât Thor, clar, aș începe să beau și mult mai depresiv decât Thor, Doamne ferește, deci vă rog eu, vizionare foarte plăcută, în continuare. Pupa da pa, pupa pa, pa 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 pa, am dat-o în Game of Thrones, nu contează, urmează și ăla.